Mai ales ce primiți sunt puse? Avem o mulțime de lucruri interesante să vă spunem. Mai întâi, bună ziua dumneavoastră, telespectatorilor dumneavoastră. Da, turneul este organizat de către Clubul de Șah Gambit Rouge, cu sprijinul Viacon Slutier, sponsorul unic al evenimentului, în parteneriat cu Episcopia Hușilor și Asociația Filantropia Ortodoxă Huș. Este un turneu foarte puternic, internațional, cu număr de peste 150 de sportivi, împărțit pe 4 secțiuni. Avem atât la seniori jucători foarte puternici, 3 maestri internaționali pentru prima dată în județul Vaslui, da, și avem și la copii, de exemplu, copilul numărul 1 în lume, la categoria sa de vârstă sub 8 ani, ca și punctaj el. Avem vicecampioana europeană școlară, avem campion național, vicecampion național, dar și noi, Clubul de Șah Gambit Rouge, suntem foarte ambițioși. Sigur, vom câștiga și noi premii. Dorim să vă zicem că avem un număr de 300 de copii în municipiul și satele din jur legitimați la Clubul de Șah și la Federația Română de Șah. Este o ambiție a noastră să mărim acest număr. Un obiectiv extraordinar ar fi 1000 și din aceștia să creștem campioni naționali și, de ce nu, poate și mai sus europeni sau mondiali în timp.